și să citești pe ce ești acadesc și nu doar să citești ramura ta, trebuie să fie dezvoltată mai multe chestii. Și Cultura s-a dezvoltat în pofida bisericii, nu datorită bisericii. datorită bisericii s-a dezvoltat cea mai mult, practic cea mai multă Ce literatură și mare cultură ți creștinismul. aducea o școală bisericească în care se învăța să citea numai din scripturi, din psaltire, de nu știu ce, și vorba lui Ion Creangă, învățam să prindem muști cu psaltirea aceea. Ce învăța conviețuirea în societate, în lume, din cărțile cele antice ale triburilor evreiești de păstori și Și până la agricultori. urmă, nu trebuie să uităm că școala a apărut în biserică. Chiar și spitalul a apărut în Pentru biserică. că biserica nu permitea altceva, pentru că biserica controla totul, inclusiv statul era controlat Nu de este biserică. adevărat. Dar până a venit creștinismul, nu s-a dezvoltat. S-a dezvoltat, vă spun, de Grecia antică, de exemplu, de Roma antică. A fost și cultură și artă. Totul s-a distrus, totul s-a anulat cu biserica. Și s-a impus o singură carte. Dacă vorbim ca religie, creștinismul este religia care a ridicat lumea la un nou nivel de civilizație și politic și economic și social și religios și ca gândire sub orice formă. Ca exemplu cel mai corect și cel mai relevant este Europa. Europa care este acum, nu care încearcă să se construiască în anii aceștia. Cultura chineză n-a avut nicio treabă cu creștinismul. Și acum medicina chineză antică și medievală și cultura chineză este extraordinară. Cultura japoneză n-a avut nicio legătură cu creștinismul. Și de asemenea e foarte dezvoltată și teatru și arhitectura și bonsai și ce mai fac ei japonezii. N-au avut nevoie de creștinism, exact cum n-are nevoie niciun om care s-a născut în lumea creștină, n-are nevoie de biserică. Omul poate fi bun cu alții și fără credință. Da, atunci, dar de ce s-a dat porunca să nu ucizi? Pentru că porunca aceasta nu s-a dat de foaie verde. Să nu ucizi dacă nu-i de altă credință. Dacă e de altă Nu este credință, să adevărat. fie Ei omorât cu bine. pietre. Dacă nevasta nu-i Nu este adevărat. fidelă sau dacă la prima noapte n-a fost virgină, să fie omorâtă cu pietre. Chiar și Maria, Fecioara Maria, risca să fie omorâtă cu pietre dacă Iosif nu-și asuma copilul acela, care era din flori. Asta mi-e nu place pentru că oamenii chiar se dau ateiști, dar ei nu studiază până la urmă anumite evenimente din Biblie. Chiar și din Vechiul Testament, chiar și din Noul Testament, chiar și unul sfânt care a spus poate un citat foarte, foarte extrem. Îl scot din context și îl împing celorlalți care poate sunt slabi de suflet și îi trag departe. Dar până la urmă, voi tot pretindeți să cercetați, dar dacă cercetați nu doar superficial sau prima pagină și ne-am oprit aici, hop, gata. Nu, până la urmă noi am încălcat timpul nostru, dar nici măcar n-am vorbit despre ateism. Poate cu altă Pentru că suntem la ocazie. o emisiune de teologie, de credință. Dacă am fi într-un spațiu laic și am vorbit despre ateism sub aspect, eu știu, științific, ar fi o discuție despre ateism. Da, așa? Ați vrut să mă arătați cu degetul? Ia uitați-vă cât de Nu, rău e un nu, ateu, nu, un nu, nu. păgân, Am un văzut păgân, nu? principiile Nu. de gândire a unui om nereligios. Sper că v-am lămurit. Nu, de fapt am rămas și mai confuz pentru că sau poate eu am rămas confuz, poate cineva să înțeleagă. Sper. Și eu. Mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru invitație. Sănătate. 39 de minute.